Bun găsit! Centrul Național Anticorupție anunță că alte două persoane au fost reținute pentru trafic de influență și corupere pasivă în dosarul permiselor de conducere. E vorba de un angajat al secției calificare a conducătorilor auto a municipiului Chișinău din cadrul Agenției Servicii Publice și un bărbat căruia acesta i-ar fi promis să-l ajute să susțină probele de calificare, fără ca acesta să dețină cunoștințele necesare. Pentru serviciile sale, funcționarul ar fi pretins și primit 800 de euro mită. În urma perchezițiilor efectuate, inclusiv la domiciliul angajatului ASP, au fost ridicate telefoane mobile, dar și marihuana. Cei doi au fost reținuți pentru 72 de ore, iar dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă până la 7 ani de pușcărie. Amintim că la începutul acestui an, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au documentat o schemă de corupție prin intermediul căreia aproape 100 de persoane ar fi obținut frauduros permise de conducere contra unei sume cuprinse între 500 și 2000 de euro. Atunci au fost efectuate 30 de percheziții, iar un instructor auto de la Orhei și un angajat al ASP au fost reținuți în aprilie. În aprilie, CNA anunță că și șeful unei școli auto din capitală și doi subalterni de-ai săi au ajuns în izolator în cadrul acestui dosar. În prezent, toți sunt cercetați în stare de libertate.